Avizul pentru regulamentul ce creează spațiul european al datelor medicale a fost votat astăzi de către colegii mei din Comitetul European al Regiunilor și a trecut cu un vot acordat în unanimitate. Deși este un aviz pe un regulament oarecum pionier în această eră a digitalizării, a fost un votul acordat pe acesta a arătat că aleșii locali din Uniunea Europeană au înțeles care sunt beneficiile folosirii datelor medicale în sistem digital. Au înțeles că pacienții vor putea avea un acces mai facil la propriul istoric medical. Au înțeles că aceștia vor avea posibilitatea să-l partajeze cu cadrele medicale cu care vor intra în interacțiune, astfel încât diagnosticarea și tratamentul pe care îl vor stabili să fie mai bine fundamentat și au înțeles că și beneficiile pe care le are utilizarea secundară a acestor date în cercetare, în dezvoltarea de politici de sănătate, atunci când aceste date ajung la pe mâna decidenților, nu pot să aducă decât beneficii tot pentru pacientul din, și sau cetățeanul din Uniunea Europeană.